Bună tuturor! Numele meu este Lavinia Țânculescu Popa și sunt președintele Societății Române de Analiză Jungiană și colaborator de multă vreme cu editura Herald. În prezent traduc și una dintre cărțile pe care editura Herald le va publica anul viitor. Mă bucur să fiu în postura de a prezenta o carte dragă nouă, dragă mie, respectiv Harta Sufletului a doctorului Morestein, pe care noi am văzut-o prezentată și la Târgul de Carte Gaudeamus, dar aș spune câteva cuvinte pentru pasionații zonei acestea de psihologie iungiană sau terapie analitică în legătură cu această carte. În primul rând, este o carte ghid, o carte care te poate orienta foarte ușor, foarte facil prin interiorul conceptelor de bază ale psihologiei jungiene. Face vorbire despre elemente care țin de structura psihicului și este ușor de citit și de înțeles pentru marele public. Că vorbim despre conștiința eu, că vorbim despre complexe sau despre teoria libidoului, că mergem spre arhetipuri și vorbim de asemenea despre relațiile cu ceilalți, nu în ultimul rând că vorbim despre elemente puțin mai complexe, cum ar fi sincronicitatea, cum ar fi imaginația activă și poate una dintre cele mai des întâlnite perechi în psihologia jungiană, respectiv anima și animus. Toate acestea sunt prezentate într-un mod fascinant, captivant, de profesorul Stein. Sunt oferite exemple din lucru cu pacienții, sunt oferite exemple din viața lui Jung și, nu întâmplător, această carte se numește Harta Sufletului, Moștenirea lui Jung, pentru că, exact ca o hartă, și această carte ne orientează spre a parcurge lucrurile, poate pentru un începător noi sau pentru cei care sunt deja în zona aceasta de ceva vreme, pentru a reparcurge niște elemente, o serie de elemente care țin de psihologia jungiană. Nu este nu este o misiune ușoară pe care doctorul Stein și-a asumat-o, respectiv aceea de a captura într-un singur volum ceea ce Jung a scris o viață, dar reușește cu succes, în sensul în care transformă acest volum și într-o lectură captivantă și într-o lectură accesibilă celor care doresc să aibă contact cu zona aceasta a psihologiei jungiene. Vă invit așadar să o parcurgeți și mă bucur foarte mult să pot să vă introduc.